se numește o furnică de Tudor Arghezi. O furnică mică, mică, dar înfiptă, va să zică. Ieri la prânz mi s-a urcat de pe vișinul uscat, pe picioare, pentru căci mi le-a luat drept niște crăci. Mărunțica de făptură duse harnică la gură, o fărâmă de ceva care acasă trebuia așezată în magazie pentru iarna ce o să vie. Unde te duci așa de grabă? Gândul meu mâhnit-o întreabă. Încă nu te-ai lămurit că greșești și ai rătăcit. Cu merinda în bucată te-ai suit până în cravată și mai ai până în chelie două dealuri și o bărbie. Nu vrei, tată, să-ți arăt cum e drumul îndărât? Să-ți mai pun o întrebare, e aproape de culcare. Unde dormi? Aici? Departe? Într-o pagină de carte? Să ajungi virgulă târzie într-un op de poezie? Mă gândesc, ce-i de făcut? Să feresc de neștiut, îngrijat de ce-o să zică maica stareță furnică. De-o lipsi din furnicar și-o aștept.